Aici, salut hutinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft în care o să distrugem o lume întreagă de lucky blocuri. Așa că rupeți acolo butonul de like și de subscribe, acum intră abonații, ia uite cum vin. Și avem aici ceva super interesant, e o armurică cu un topor, cred, super super gigantic, nici măcar nu știu dacă pot să-l iau. Stai așa să vedem, deci armura, oh, am luat și toporul, mama mia, băi cât de șmecher este. A, și apropo, asta este o lume de lucky blocuri astrală, deci uitați-vă aici ce armură șmecheră am și este o armură astrală, bro. Ia uite aici, mamă, și toporul ăsta gigantic, ia uite ce topor am, frate. Păi deci ăsta e cel mai mare topor pe care l-am văzut vreodată. Ia să văd, de exemplu, dacă îi dau o bucată cuiva cu toporul ăsta. Stai, frate, să-ți dau o bucată cu toporul. A, nu moare chiar instant, cam din două sau trei bucăți. Mamă, deci uite-te și tu ce topor am în mână. Nici nu-mi cap în poză toporul ăsta, bro. Aoleu. Mama mea, băi, e super, super tare. Și hai să vedem ce se întâmplă. De exemplu, era un lucky block aici, da? L-a spart cineva, aparent. Hai să vedem ce se întâmplă dacă spargem lucky blocuri astrale. Mi-a dat zomba low. Mama mea, apucați-vă toți și spargeți lucky blocuri astrale. Stai să o dau cu toporul ăsta. Ui, el ce faci, băi, mărlanule. Mamă, dar greu îl bat, bă. Bă, dar greu îl bat, mă, pe ăsta, bă, cu toporul ăsta astral. Mamă, e cam slab toporul ăsta astral. Bă, și găinile mă atacă. Bă, și găinile mă atacă, aparent tot pe mine. Gata, l-am spart pe la urmă. Bun, și hai să căutăm chestii. Oh, no! Iară găini din astea? Uite, el în golem. Holy moly. Dar ce sunt astea la alte, bă? Uite, uite-te și tu găina asta cât rezistă. Mamă, ce fain arată astea. Bă, nu mai dat mine, băi, mărlanule. Hai să încercăm să căutăm iteme bune. Bă, ce? Și iepurii sturbați aici? Deci și găinile și iepurii te atacă pe lumea asta de lucky blocuri astrală. Mamă, ce șmecheră e și armurica asta astrală. Deci e șmecheră rău de tot. Enderman, holy moly, asta-mi trebuia. Enderman, bro. Asta-mi trebuia, sincer, să fiu Enderman. Să mă urmărească un Enderman asta. Mamă, uite-te mai fulgerul. Holy moly. Ăla-i. Mama mia. Mă duc să-mi fac, cred că o să-mi fac ceva. Multe geamuri. Dar n-am lemn, nu-mi trebuie lemn. Am nevoie de lemn și după aceea o să pot să-mi fac. Nu, de ce nu mai am vizibilitate? Bă! Doi Ender Dragoni aici? S-au spawnat aici în lumea asta astrală? What? Mamă, o să mor. M-au închis aici cu... Taule, maule. M-au închis aici cu râții ăștia, bă. Taule, o să mor aici, bro. Hai să-mi pun asta. Ce naiba, că nu mai știu cum să mai ies de aici. Am intrat sub apă acum. S-a transformat capcana asta într-o altă capcană, aparent. Ok. Hai să încercăm să spargem lucky blocurile. Poate așa o să avem un noroc sau ceva. Dar cum să se spawneze doi Ender Dragon aici, bă? O să mor. Deci sunt prea multe capcane aici. Stai că stau cumva să mor. Trebuie să stau acolo să-mi iau damage-ul fatal. Holy moly. Nu bubuie ăsta lângă mine, bă? Cineva să vă salveze, haideți și salvați-mă! Haideți și salvați-mă, fraților. Cineva să mă salveze. Vă rog ajutor. Deci nu pot să ies din asta. N-am nici pickaxe, n-am nimica. Cine are un pickaxe să vină să mă salveze de aici? Hai, frate, și salvează-mă unul. Holy moly, uite-te și tu cât suntem. Și nu vine nimeni să mă salveze, bro. Haideți cu un pickaxe ceva. Odine, îți dau TP la mine. Nu, bro, cum să-mi dai TP? Doamne, și în al doilea rând cum să-mi dai... A, uite, bă, toți au operator, bă, gen. Holy moly. E dubios puțin... e dubioasă puțin harta asta. Opa! Cum am ieșit de aici, bă? M-a salvat! M-a salvat, bă! Ăsta buie sau ce se întâmplă cu el?
Da, uite, am buit, gata, și am reușit să scap. Nice, nice, nice. Trebuie să scriu așa, fără OP. Fără OP. Nimeni să nu folosească. Nimeni să nu folosească OP-ul. Fără OP. Deci trebuie să ne jucăm fără OP. Opa. A, trebuie să sparg astea, holy moly. A, da, le sparg destul de repejor. Să le dau bucata la ăștia, bun. Ia uite aici, bă. Armură full diamond și măr. Mama mia. Nice. Păi stai să-mi dau puțin asta jos astrală. Asta e cu protection aparent, dar hai să ne luăm asta, cred, presimt eu că e mai bună asta. 7, bă, ăsta are 18 attack damage. Deci e mai bună asta astral, bă. E mai bună asta astral, bro. Hai să ne punem înapoi armura astrală și o ținem puțin așa. Și după aceea vedem noi ce ne mai luăm. Ne mai trebuie un pic, sincer să fiu, dar am nevoie de niște, nici nu știu exact, de niște lemne mai întrebe doar. Bă, piramide pe aici, toate nebuniile. Holy moly, ce e chestia asta? Mult XP. Cineva a bătut dragonul, bro? Ia stai așa să vedem. Holy moly. Cineva, stai, am o idee mai bună. Am o idee mai bună, ia stai puțin așa. Să facem una nefăcută. Fiți atenți aici. Punem așa, că n-am văzut chestia asta. Stai așa, mă, că abuzează, mă, mărlanii, bă. Mărlanii abuzează de funcția de operator. Stai așa, că să vezi acum ce frumos facem noi. Ei, nu știu ce facem noi aici, dar le dăm la toți membru. Că ăștia abuzează, mă, de funcție. Vreau să distrugem lumea asta de lucky blocuri. Așa. Opa, așa. Membru și aici. Bun, nice. Membru și aici. Mamă, s-a băguit, bro. Ăla-i gata. Nu s-a pus, mă? What? What? Nu se pusese. Bun, gata, bă. Gata, mă, sunt toți membrii acum. Și le dăm așa, asta să vedem. Game mod. Ce? Aronda. Oh, nu ce am vrut să zic. Aronda. Ce, mă? S, aronda. Așa, așa era. Cineva mi-a dat din astea. Gata. S-au dus, gata. Hai să căutăm acum, nu mai are nimeni creativ. Udine, cineva mi-a dat... Ce ți-a dat, bro? Doamne, că nu mai văd nimica. S-a făcut zi... Ai, bă, not again, bro. Iară din asta, bă. Mamă, iară m-a băgat în pânză, frate. Și un enderman care se uită la mine. Păi, de ce? E incredibil. E super, super greu și e și noapte. Dar lasă că se face imediat zi. Dă-mi-le. Nu știu cu ce sunt astea. A, sunt de iron. Dar sunt bune și astea de iron. Mamă, e puțin lag. Că se întâmplă foarte, foarte multe chestii și apar foarte multe entități. Uite-te ce e acolo, bro. Hai să mergem undeva mai la distanță. Să-mi zică cineva, ia să îi întreb imediat. Să mă dau mai încoace. Să-mi zică cineva dacă au făcut rost, mamă. De unde o sări, bro? Zici că e o navă spațială. Da, mă, sunt niște nave spațiale, bro, acolo. Stai așa să întrebăm. Are cineva... End portal. Să vedem dacă o găsi cineva end portal. Că știu că poți să găsești și părți de end portal. Nu, deci nu are nimeni momentan. Mă duc un pic mai departe ca să nu mai fie lag. Că aparent e lag mare dacă stăm acolo unii lângă alții. Era fain dacă aveam niște night vision. Ce-i asta, bă? What? Ce sunt astea de sub? O crescut o ciupiarcă, bă! Și încă ceva deasupra. Deci că e un fel de lume ceva. Mama mia, deci e nebunie totală cu astea. What? M-a ridicat acum la suprafață iară. Am găsit end portal. Bă, am găsit mini end portal. Am găsit mini end portal. Cine vine?
Băi, deci nu-mi vine să cred, am găsit un mini end portal. What? Băi, deci efectiv e... Doamne, nici nu mă așteptam la asta. Hai să mănânc niște carne de asta crudă. Oh, nici nu-mi crește copăneaua cu carnea asta crudă. Ah, am morcoveții aici. Ok, nice. E puțin lag. Dar ar trebui să-și revină poate când mergem în end. Eu, bun, hai să-i așteptăm aici puțin. Încerc să-l bat pe ăsta. Mai crește și mie copăneaua, bro. Mă, și am și jump-ul ăsta mai mare. Uite-te cum arăt, frate. Holy moly, macaroni. Vină mai aici, măi, Enderman-ule. Hai mă, vin hodinașii. O, se face și zi acum. Cred. Deci pare că pune soarele. Da, mă, pune de tot. Ok, era noapte și înainte. Am crezut că răsare soarele. Au, ce de mob sunt aici, bă. Hai să mă bag să mai mănânc niște morcovețe. Nu știu că îmi crește. Deci aparent nu se întâmplă nimic dacă mănânc morcovețe. Și nu-mi dau seama de ce. E lagul prea mare, cred. Mamă, cred că e lagul prea mare, bro. Deci nu se întâmplă absolut nimic. Mă bag aici în mini end portalul ăsta. Și să vedem. Poate aici e lagul mai mic. A, uite, bă, bastiera aici deja. Aici îmi crește? Bă, deci nu funcționează. Deci efectiv nu... Nu-mi crește viața. E super dubios. Sunt care el pickex aparent. Hai, basti, sparge tot. Mamă, e un lag infernal. Haci TP la toată lumea. Nu, nu, fără TP, fără TP. Căutați, vedeți că e un mini end portal. Ce tare că pot să sar. E un mini end portal. Acolo îl găsiți și veniți voi. No, bun. Dar hai să ne cum facem. Că acum există o problemă. În primul rând eu nu am blocuri. Mamă, uite-te la Basti. Deci se mișcă. Băi, brodere, se mișcă în poze, frate. Nici măcar nu știu dacă putem să îl batem pe dragonul ăsta. Basti, vine aici să-ți dau o armură. Stai așa, uite că am aici o armură pentru tine. Ce armură să-ți dau? Uite asta. Uite aici, frate. O armură de diamond. Mea, mai asta dacă poate să o ia. Aparent ăsta e degeaba, mănâncă, nici nu-mi cresc copanelele. Deci e un lag infernal, cred că din cauza că suntem prea multe persoane. Holy moly. Deci, bro, e incredibil ce se întâmplă. Mamă, mamă, mamă. Opa, gata, am revenit, am reușit să oprim lagul. Nu puteam să facem aproape nimic înainte, era jale rău de tot cu lagul, dar acum suntem ok. Și aproape că putem să ajungem și aici, uite, bă. Opa, oare pot să mă urc cumva pe muchia asta? Aproape, bă. Cred că aș putea să-mi pun, de exemplu, un bloc aici. Și cred că așa aș putea să mă urc până acolo cu jump-ul ăsta. Da, bă. Da, bă, da. Ia uite ce frumos am distrus ăsta. Nice. Hai că le distrugem super repede așa. Bine, mă, o să folosesc blocurile astea de iron. Ia stai așa, frate. Hai, Basti, să distrugem toate astea. Și cu Ana. A, da, aș putea să fac așa, ia, fii atent. Nice, mă, ia uite-te cum le distrug. Poate aș putea să sar chiar direct. Na, nu merge. Nu merge chiar așa, dar... ia uite ce frumos te urci pe ele, bă. Ăla-i. Hai să dăm următorul. La asta cred că ajung. Nu. N-am ajuns, dar aproape. Super aproape. Băi, cât de șmecher, băi. Deci nu vine să cred. Holy moly. O să-l batem super repede pe dragonul ăsta. Mamă, noroc cu mini portalul ăla spre end. Sincer să fiu. Să mi se refacă și mie puțin viața. Mai cu viețuca. Mai cu viețuca, bă. Mamă, am două inimioare. Două inimioare am. Vreau să stai așa că pot să urc până mi se reface viața. Ăla-i. Nice. Nice, nice, nice. A, dar aș putea să fac tot așa.
Tot îmi scade, mă, uite ce mult mi-a scăzut. Mi-a scăzut două vieți, cam așa. Aaa, nu mai am jump boost-ul? Pe bune, bro! Băi, mi-a trecut jump boost-ul ăla, bă, și n-am apucat. Oh, nu! Oh, nu, și n-am... Nu-mi vine să cred, bă. N-am nici arc, frate. Nu cred că pot să spargi pe aici, Basti. Cred că e prea complicat. Nu știu câte au mai rămas, oare? Câte au mai rămas, bă? Ăla zici că e băguit acolo, gen dragonul. Pare că ar fi băguit acolo. Cred că doar... Ăsta și cu ăsta, cred că doar două au mai rămas. Așa, 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 urcă. Ăla-i, dă-i bucata și sparge ăla. Așa, mă, așa. Bun, și mai trebuie să mai spargem... Cred că astea două sau una, nu știu. Câte mai sunt încolo? Două sau una? Nu-mi dau seama exact. Ăsta e buguit aici, dragonul. Mamă, iar a început lagul, bă. Uite cum văd săgețile, cum se duc așa în slow motion. Doamne, super dubios. Haide, Basti, mai sus, mai sus, mai sus, trage mai sus. Un pic mai sus. Asta cred că-i. Ai dat în dragon, bă, nu dat în dragon. Dă-i și tu n-aia de acolo. Aoleu, el a dat în dragon, bă, TP, nu, fără TP, fără TP. Vii cu portalul. Hai, Basti. Asta e ultima, dar nu știu de ce a rămas acolo băguit dragonul. Oare o să pleci de acolo dacă se urcă? Stai așa că sunt chiar curios. Uite, aici nu pare băguit la... Adică nu pare să fie lag. Acum când sare, gen. Să zic că nu-i mai ajung blocurile. Și plâng dacă nu-i ajung, dacă nu-i ajung blocurile până sus. Au căzut! Nu o pot să cred. Au căzut, bă. Păi degeaba sparge alea. Că-ți dă minereuri înapoi. Sparge din astea dacă vrei. Mamă, el le spar pe alea, bă. Au căzut de acolo, nu pot să cred asta. Haide, mă, dă-l jos pe dragonul ăla. A, mai e una acolo, bă. Dar n-am pickaxe să sparg astea. N-am pickaxe. Deci mai e încă una, nu e asta ultima. Deși văd... Bă, îl dă jos, bă, cred. Cred că îl dă jos dragonul. Dă să mă urc eu, dă mai multe blocuri să mă urc eu. Sau dă-i de aici de jos. Dă-mi arcul, dă-mi arcul, dă-mi arcul. Dă-mi arcul, dă-mi arcul. Dă-mi arcul, dă-mi arcul, dă-mi arcul. Dă-mi și arcul cu săgeți. Aoleu, mi le dă astăzi sau sal? Sau salată? Salată! Ia să vedem unde ești, arcule. Mi-ai dat tundiță, bă, unde e arcul? Pe arcul nu mi l-ai dat. Unde e arcul, bro? Am o undiță în mână. Păi tu ce vrei să arunc cu undița? Aba, nu uite-l aici, gata, mă. Te-am prost. Mamă, ce arc are cu Infinity, cu din alea? Mamă, mor. Ia stai așa să vedem. Puțin mai sus. A, bine, ăla e, bă. Mamă, vezi că eu am țintă, n-o dai. N-o dai. Și acum trebuie să dăm după aia de acolo. Direct? Na, mult mai sus trebuie. A? Nu, no, mamă, trebuie sus rău de tot. Da, trebuie să mă urc cumva, stai așa să vedem. Am astea. Facem așa. Încerc să mă urc cu astea și trag repede cu arcul. Uite, bă, nici nu-mi pune blocurile. Holy moly. E prea mare lagul, bă. Mai trage și dragonul ăsta după mine. Hai să punem astea de iron. Mergem cu astea de iron. Aia e, ce să zic. Unde e asta, bă? Că nu-l mai văd. What? Nu mai înțeleg nimic, bro. Cloud block. Uite, sunt blocuri de nori, bă. Uite-l aici. Ăla-i nice. Cred că a fost ultimul.
Nu cred că mai e niciunul gen. No, hai să vedem acum ce fac. Cred că o să mor dacă o să sar de aici. Oare mor dacă îmi pun un din ăsta sub picioare? Oh, am scăpat, nice. Bun, alaiba. Noi suntem acum dacă putem să-l aducem pe drag... Bă, e băguit dragonul acolo? E undeva în aer. Mamă, e băguit acolo dragonul, bă, cred. I-am dat bucata. Ce faci, mă, dragonule? Vine la mine sau mi se pare mie? Aba, nu. Cumva se duce în jos așa, nu știu, e super dubios. E super creepy dragonul ăsta. Uite cum vin săgețile cu încetinitorul pe lângă el. Doamne, băi, deci cred că am stricat Minecraft-ul. Uite, pe Bastil văd că farmează destul de ok. Dar pe lumea asta cred că am stricat Minecraft-ul. Deci efectiv dragonul e mort acolo, stă sus, nu vine să se lupte cu noi. Și i-am distrus toate chestiile alea și e un lag super dubios. Hai să mai punem pauză o dată. Să intru iară să văd dacă pot să bat dragonul. Opa, și am revenit acum solo, să văd dacă pot să dau cu dragonul. Văd că și-a revenit și dragonul dacă am intrat solo. Și hai să-i dau, mă, cu toporul ăsta astral. Vino aici, măi, dragonule, i-am distrus toate alea. Trebuie să-l mai bat doar pe el acum. Da, bă, cred că așa pot să-l bat. Mama mia. E nervos rău de tot dragonul ăsta. Dar îi dau tare, bă, cu toporul ăsta astral. Mă, vin aici, băi, mărlanule. Ce, ți-a fost frică de prietenii mei și de aia epici? Cred că a fost frică, mă, la dragonul ăsta. Oh, păi îl bat easy peasy așa, bă. Easy peasy îl bat așa. Mamă, uite cum trage cum, cu chestii din asta așa. Movie, era să zic, portocalie. Hai, mă, mai vii aici să o dai? Uite, gata, vine, 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 vine. Asta a fost ultima tatură, mărlanule. Atâta zic că a fost ultima tatură. Mai scap, o mai scăpat odată, mă. Taolo, uite-l, mă, pe el ce face, bă. I-a mai dat o bucățică. Gata, s-a dus. Deci măcar nu mai ajuns. Bă, chiar a fost ultima tură. Pentru că nu m-a apucat să ajungă la mine și l-am bătut. Nice, s-a dus dragonașul. Cam asta a fost episodul hudinașilor. Am reușit să distrugem o lume de lucky blocuri astrale. Pentru că am terminat Minecraft-ul, am bătut dragonul. Deci practic e ca și cum am distrus toată lumea. Like-ul la blană dacă v-a plăcut. Un follow pe Instagram hudini.insta. Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Bye!